există o nouă metodă de jefuire în România la care trebuie să fiți foarte atenți. Escrocii folosesc un cărucior, scaun de mașină sau chiar copii pentru a-și atrage victimele. Și în Statele Unite s-a atras atenția despre această situație, în special după ce o tânără a declarat că a fost răpită după ce a încercat să ajute un copil pe marginea străzii. Tânăra studentă la medicină, care susține că a fost răpită în Alabama săptămâna trecută, în timp ce încerca să ajute un copil mic de pe autostradă, iar apoi misterioasa ei întoarcere acasă, au captivat atenția națională. Dar autoritățile spun că acum iar s-ar putea să nu fi fost răpită deloc și că nu există nicio dovadă că ar fi existat vreun copil dispărut. Iată ce știm până acum despre acest caz. Pe 13 iulie, după ce și-a încheiat ziua de muncă și a luat cina, conducând pe o autostradă din Alabama, la sud de Birmingham, a sunat la 911 pentru a raporta că un copil pierdut în scutece rătăcea pe marginea autostrăzii. După ce a sunat la poliție, oficialii spun că a sunat un membru al familiei, care a pierdut contactul cu ea în timpul apelului, dar linia a rămas deschisă, a declarat locotenentul Daniel, al poliției Hoover. Înregistrările camerelor de trafic difuzate ulterior de poliție au arătat-o pe Russell oprindu-se, ieșind din partea șoferului a Mercedesului ei roșu și mergând în jurul vehiculului la partea pasagerului. Dar până când poliția a ajuns 3 minute mai târziu, Russell dispăruse. Circumstanțele în care a dispărut au rămas un mister, poliția eliberând puține informații, cu excepția faptului că nu au primit alte apeluri despre un copil dispărut, relatează surse bune.com.